micilor comercianți, aflată acum în analiza guvernului. Un pod suspendat din statul american Maryland, lung de peste 2,5 km, s-a prăbușit azi noapte după ce unul dintre pilonii săi a fost lovit în plin de un cargobot plin cu containere. Mai multe mașini aflate în acel moment pe pod au căzut în apă de la o înălțime de 50 de metri. 7 oameni sunt dați dispăruți. Caz șocant într-o școală din Constanța. O învățătoare a fost înregistrată în timp ce jignește elevi de clasa 1, ba chiar unii dintre copii ar fi fost și loviți în timpul orelor de curs. Părinții și-au dat seama că elevii sunt terorizați la școală și au înregistrat-o pe învățătoare, iar apoi au depus plângere la poliție, la Inspectoratul Școlar Județean, dar și la Protecția Copilului. Învățătoarea a demisionat în urma scandalului. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O mamă a observat că fiica ei are comportamentul schimbat acasă și a bănuit că este agresată la școală, așa că a înregistrat-o pe învățătoare. Totul a început în octombrie 2022, când învățătoarea a preluat clasa de la o colegă. Părinții spun că de atunci copiii sunt terorizați. Probleme n-au apărut la nici 2 săptămâni. A avut loc primul incident când a lovit un băiețel cu sticla de apă în cap. Am avut loc un incident cu un băiețel pe care l-a luat de păr, ăla cu capul de tablă, copilul s-a ascuns sub catedră. Doamna a încercat să-l tragă de sub catedră, copiii urlau. Un cadru didactic de la o unitate de învățământ din municipiul Constanța ar fi agresat fizic în repetate rânduri o elevă de 7 ani. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Mămica susține că învățătoarea își varsă adesea nervii pe fiica ei. De la bătut cu arătătorul peste mâini, la faptul că a râs de ea că nu are tată, ea fiind doar pe numele meu, ridicată în picioare în fața copiilor și umilită. Ce divertimentă venită! Cum să fie o fată frumoasă acest copil obraznic? Mama revoltată a făcut reclamații la poliție, la Inspectoratul Școlar Județean și la Protecția Copilului. Limbajul suburban nu are ce căuta în sălile de clasă, în relația dintre un cadru didactic și elev. Între timp, învățătoarea a demisionat. Ce am făcut eu cu colectivul ăsta de elevi și ce am realizat? Dar dacă e o mămică care e vorba aia frustrată și are pete pe undeva, n-are ce face. Asta e situația. De mâine o să acționeze colectivele de părinți. Și în acest context, un raport șocant a venit de la Comisia de Educație din Senatul României. Doar în primele 5 luni ale anului, în capitală, au fost depuse 3 plângeri pe zi ale copiilor sau profesorilor pentru abuz în mediul școlar. Jumătate dintre aceste sesizări au la bază agresiuni deosebit de grave. În primele 5 luni din acest an școlar, în fiecare zi, 3 copii sau profesori au făcut o plângere la poliție în urma unui abuz grav suferit la școală. Și asta doar în capitală. În total, în 5 luni, s-au depus 400 de plângeri penale, dintre care mai bine de jumătate sunt pentru loviri și alte violențe. Imaginați-vă, stimați invitați, câte abuzuri, totuși, sunt neraportate la autoritățile statului. La nivel național, cred că amploarea este mult mai mare. Cum a
arată Kievul la o zi după ce rușii au bombardat orașul cu rachete hipersonice. Aceste imagini vorbesc de la sine. Rachetele balistice ale rușilor au avariat mai multe case, dar și clădirea Academiei de Arte, potrivit președintelui Ucrainei. Volodymyr Zelensky spune că alt mare oraș, Harkov, se află încă într-o situație deosebit de dificilă, în timp ce la Odessa au fost civili răniți în atacurile rușilor. Volodymyr Zelensky afirmă că la Odessa și Mykolaiv, în urma atacurilor asupra instalațiilor electrice, situația este complicată pentru că au fost implicate toate serviciile necesare și echipele de reparații. Și în acest context, autoritățile de la Kiev fac apeluri pentru ajutoare occidentale. Dați-ne naibii rachetele Patriot, așa sună apelul disperat al Kievului către Occident prin vocea ministrului de externe Dumitru Kuleba într-un interviu pentru publicația Politico. Dacă am avea suficiente sisteme de apărare antiaeriană, spune Kuleba, cu referire directă la Patriot, am putea să protejăm nu numai viețile oamenilor noștri, ci și economia noastră. Dumitru Kuleba mai spune că Rusia a început să folosească masiv bombe aeriene ghidate, modernizate. Nu le poți bloca, pur și simplu îți cad în cap și distrug totul, spune el. Avem nevoie de sisteme de apărare aeriană pe front, a mai adăugat ministrul de externe al Ucrainei. Înapoi la noi în țară acum, o bunică din Galați este cercetată penal după ce i-a lovit cu sete și i-a înjurat pe cei 5 nepoți ai săi. Înregistrarea video este greu de privit și o arată pe femeia de 69 de ani cum îi chinuie fără milă pe cei mici. Vă avertizez că urmează imagini și informații cu impact emoțional. Colega mea, Dana Costache, știe mai multe despre acest caz șocant. Ne spune ce s-a întâmplat mai exact acolo și ce măsuri au luat polițiștii. Este vorba de 5 frați, 4 băieți și o fetiță cu vârste între 10 și 17 ani. Unul dintre băieți, cel de 16 ani, care a anunțat și autoritățile, locuiește acum cu mama, iar ceilalți copii au fost preluați de asistenții de la protecția copilului. Timp de 10 ani, minorii au locuit cu bunica paternă, o femeie în vârstă de 69 de ani, în apartamentul acesteia, într-o cameră înghesuiți cu paturi supraetajate. Au fost 10 ani în care copiii au fost bătuți, jigniți, umiliți și monitorizați video. Pe filmulețe se observă cum bunica îi bate frecvent, îi lovește cu o curea sau îi ceartă pentru că au îndrăznit să mănânce fără să-i ceară ei voie. Acum femeia este cercetată de polițiști sub coordonarea unui procuror pentru violență în familie. Vă reamintesc, la începutul acestui an, o fetiță tot din Galați de 9 ani a murit după ce a fost bătută cu bestialitate de propria mamă. Surorile ei mai mici, maltratate și ele, au fost preluate de protecția copilului. Noi informații ies la iveală în ancheta de la Clubul Rapid. Bocciu, liderul galeriei echipei Alb-Vișiniilor, avea o influență uriașă asupra conducerii echipei de fotbal, dar și asupra echipei de organizare a meciurilor. Noi stenograme ale anchetatorilor arată că președintele echipei era îndemnat de Bocciu să nu-i lase pe suporterii Rapidului, care nu sunt membri ai galeriei de la Peluză, cu fumigene și petarde pe stadion. Într-o altă discuție, organizatorul de evenimente al echipei este certat și înjurat de Bocciu că nu își face treaba, adică fix ilegalitățile pe care le făcea chiar el. Documentul polițiștilor arată că Liviu Ungurean, mai cunoscut drept Bocciu, avea o influență foarte mare asupra conducerii Rapidului. Îi cerea președintelui să fie cu ochii pe suporterii echipei de la Peluza a doua, ca să nu fie ei cei care introduc fumigene pe stadion. O să dea cu bombe, trebuie să gestionezi bine acolo, să trimiți o echipă de bodyguards ca lumea, să stea pe acolo pe ei. De la a doua? Și că vin la meci astăzi și că vor să dea ei cu bombe. Păi, dar nu e ok. Dacă îi dau cu bombe, evacuăm. Ții? Păi eu țin. Atâta timp cât nu fluieră arbitru și nu întrerupe meciul, e perfect. Luăm doar amenda, asta e ideea, știi? Liderul galeriei îl amenința fără vreo ezitare și pe organizatorul de competiție al Rapidului. Îi reproșează că i-a lăsat pe suporterii de la tribuna a doua cu fumigene și petarde la meci. Sună-l pe ăla, cum ne dezbracă pe noi la sepsi, cum ne pun la zid și ne descalță și ne controlează. Vedeți cu aroganțele astea că te iau și eu și te bat să moară familia mea de nu te rup în două, ești nebun? Bă, nu mai avea tu pe ăsta cu mine, că să moară copiii mei de nu te cu bătaia.
În interceptările anchetatorilor este menționat și arbitrul Sebastian Colțescu. Președintele Rapidului spune că centralul știa despre show-ul ilegal de la începutul meciului. La 55 dăm drumul la imn. Probabil o să intre pe strofa 3. Da, nu da drumul. Și dacă dă drumul, își asumă arbitru. Dar am vorbit și cu Colțescu și a zis, da, bă, cu ce vreți. Vicepreședintele Comisiei de Arbitraj neagă implicarea arbitrului. Eu cred că Daniel Nicolae a spus ca șeful galeriei și a acționat cum a crezut el de cuvință. Cunoscându-l pe Daniel Nicolae, eu nu cred că a luat legătura cu arbitru Sebastian Colțescu. Eu ceea ce am văzut și deschiderea acestui dosar, mi se pare că vine pe un fond de lipsă a prevenției pentru așa ceva. Liderul galeriei, Bocciu, este momentan arestat pentru 30 de zile, alături de alți doi ultrași. Operațiune de amploare a polițiștilor din 14 județe, dar și din capitală, la traficanții de țigări, au fost făcute 79 de percheziții la mai multe rețele de contrabandiști care ar fi primit ajutor de la 4 polițiști. Oamenii legii i-ar fi ajutat pe traficanți să aducă ilegal în țară zeci de tone de tutun și țigări din Ucraina, Cehia și Bulgaria. Aproape 13 milioane de euro este paguba adusă statului român. În Timiș, descinderile au început la prima oră. Cu ce ați trafic? Cu țigări? Ați intuit angajați antifraudă? Polițiștii au adus 10 de persoane la sediul DIICOT din Timișoara pentru a putea fi audiate. Acuzațiile sunt multe, de la spălare de bani până la trafic de țigări și de produse accizabile. Procurorii susțin că mai mulți polițiști au susținut pe contrabandiști în activitatea infracțională, printre care și doi agenți de la antifraudă. Când ați fost la antifraudă, de ce ați sprijinit gruparea, doamnă? De unde știți că... De ce m-au adus? Și de ce v-au adus? Pentru ce v-au adus polițiștii? Pentru ce sunteți cercetat? V-au spus? Ați ocupat ilegalitate? N-ați greșit cu nimic? Același dosar au fost făcute percheziții și la firma omului de afaceri Dan Pintilie, cunoscut ca regele artificiilor. M-am mirat și eu că nu era Crăciunul, nu era Revelionul. Noi ne ocupăm cu pirotehnice. Din mandatul care mi-a fost prezentat, se arată că caută țigări de contrabandă. N-au găsit absolut nimic din ceea ce era trecut în mandatul de percheziție. Și polițiștii din Arad au făcut percheziții la mai multe locuințe. Un agent din cadrul IPJ Arad i-ar fi ajutat pe contrabandiști și a fost audiat. Știți cumva de ce v-au luat sau de ce vă cheamă? De ce sunteți duse de aici? Ministrul Finanțelor a anunțat noi măsuri pentru combaterea contrabandei și evaziunii fiscale. Peste 2 miliarde de lei avem aceste pierderi anuale, deci o să vedeți aceste tipuri de măsuri în curând. Am avut întâlnire cu Autoritatea Vamală Română și de asemenea cu directorii regionalelor vamale, în care am discutat trei tipuri de măsuri. Sumele de bani obținute de contrabandiști sunt uriașe, la fel și cantitățile de țigări și tutun confiscate. Peste 50 de suspecți sunt audiați în acest caz. Eu nu aș prea fi de acord. Pentru că sâmbătă și duminica oamenii în general merg să-și facă cumpărăturile. Nu sunt de acord să le închidă, pentru că duminica, sâmbătă, omul e mai liber și își mai permite. Cred că nu e o idee prea bună, pentru că lumea e liberă atunci și decât să te duci la 5-6 să faci cumpărăturile, să fie foarte aglomerat, e mai convenabil să te duci sâmbătă, duminica, după ce te relaxezi puțin. Nu e o idee bună. După mine e un lucru bun. Oamenii au timp să-și facă cumpărăturile în cursul săptămânii și mă gândesc și la oamenii care sunt la lucru sâmbătă, duminică și nu au liber. Nu sunt de acord cu așa ceva. Nu este bine, pentru că foarte multă lume lucrează și aprovizionarea o fac întotdeauna la sfârșit de săptămână.
Magazinele, supermarketurile și chiar mall-urile din România ar putea fi închise în weekend după ora 13, asta dacă propunerea asociațiilor micilor comercianți va fi acceptată de guvern. Premierul Marcel Ciolacu a precizat că a dat spre analiză această posibilă măsură. Mai multe țări din Uniunea Europeană practică un program redus la magazine la final de săptămână. Care sunt acestea și ce efecte are regula, ne spune colega mea Valentina Vasile. Vali, bun găsit! Bun găsit! În Germania, legea închiderii magazinelor, duminica, a apărut încă din 1956. Din 2006, fiecare land are dreptul de a lua decizii referitoare la activitatea centrelor comerciale și a buticurilor. Berlin, de exemplu, permite deschiderea magazinelor timp de 10 duminici pe an. În Franța, ca regulă generală, magazinele nu au voie să se deschidă duminica. Cu toate acestea, există excepții. De exemplu, toate magazinele alimentare mici, precum brutăriile, patiseriile, măcelăriile, sunt autorizate să deschidă duminica până la ora 13, indiferent de numărul de angajați. Sunt exceptate și magazinele din zone turistice. În schimb, contractul de muncă al angajaților trebuie să menționeze obligația de a lucra duminica. În prezent, în Polonia, duminica magazinele sunt închise după o lege introdusă în 2018. Rămân deschise doar restaurantele, benzinăriile, unele farmacii, brutării și oficiile poștale. Zilele trecute, un partid din coaliția de guvernare din Polonia a propus o relaxare a restricțiilor. Magazinele să se deschidă în două duminici pe lună, iar angajații să primească un salariu dublu în acele zile și, în schimb, o zi liberă suplimentară. Argumentele pentru un program redus în weekend sunt protejarea angajaților și a întreprinderilor mici și mijlocii. Însă, experiențele altor țări și studiile de cercetare indică și efecte negative. În primul rând, interdicțiile pot duce la o scădere a ocupării forței de muncă. De asemenea, clienții își pot limita cheltuielile pentru că nu pot face cumpărături atunci când le este cel mai convenabil. Astfel, scăderea vânzărilor poate fi intercalată și de eventualele creșteri ale prețurilor. Vali, îți mulțumesc. Discutăm acum cu două, cel puțin, dintre părțile implicate în această speță, micii și mari comercianți. Avem în direct pe domnul Feliciu Paraschiv, este vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Și, de asemenea, domnul George Bădescu este director executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, în direct prin telefon. Bună ziua, domnule Bădescu. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Eu vă mulțumesc amândurora pentru intervenție. Domnule Paraschiv, aș începe cu dumneavoastră, pentru că de la dumneavoastră a plecat această idee, această dezbatere. Ați fost și la guvern, la o întâlnire cu premierul Ciolacu săptămâna trecută. De ce? Mai explicați-ne odată de ce această măsură o propuneți, care ar fi efectele și când așteptați o decizie, dacă ea credeți că va veni? Bună ziua încă o dată dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Măsura pleacă de la o problemă a noastră și anume lipsa forței de muncă în retail, care din ce în ce e mai acerbă, și de la o înțelegere a personalului care lucrează în retail, pentru că ne-am aplicat un pic asupra lui să vedem de ce nu mai dorește să lucreze în retail. Și am constatat că dumnealor nu mai vor să lucreze în weekend, sâmbăta și duminica. Și le este foarte greu să lucreze. Cu toate că le oferim cele două zile libere în timpul săptămânii, cu toate că le oferim suplimentar la salariu bonificații, în momentul în care aud că se lucrează sâmbăta și duminica, cred că 40-50% din cei veniți la angajare se retrag și refuză să mai continue interviul de angajare. Cam astea ar fi principalele motive. Domnule Bădescu, dumneavoastră cum vedeți această măsură? Inițial, propunerea venise ca doar marile magazine să fie închise total în weekend, după care s-a venit cu această a doua propunere, toate magazinele de la ora 13, sâmbătă și duminica, să fie închise. Marile magazine pe care le reprezentați, cum văd situația? Da, l-am auzit pe domnul Paraschiv, pe care îl și salut cu această ocazie și poate că ar fi fost util pentru toată lumea să putem să vorbim mai mult despre acest subiect înainte ca să apară pe spațiu public.
Acum am înțeles despre angajații despre care vorbea domnia sa, însă întrebarea este dacă trebuie să extrapolăm acest lucru la toți angajații, pentru că ideea este că totuși poate cel mai important lucru pentru noi toți, ca să zicem așa, este că putem să avem un angajament, adică cu alte cuvinte, limitarea programului în weekend cu siguranță ar crea și sau ar pune pe tapet și problema aceasta a numărului de angajați care ar mai fi necesari pentru a putea acoperi, să spunem, orarul de funcționare al magazinelor. Din acest punct de vedere, domeniul comercial este unul dintre mari angajatori în România. În zona aceasta a marilor rețele, să vorbim în general de tot comerțul, pentru că practic problematica este una legată de toate magazinele. Probabil că avem un milion de angajați, așa că este evident că o parte din aceștia probabil ar putea fi afectați de limitarea programului. Pe de altă parte, vă reamintesc că nu de mult a fost o dezbatere destul de intensă în spațiul public despre utilizarea caselor de marcat automate. Și atunci ne amintim că unul dintre argumentele care crea îngrijorare era acela că apariția unor astfel de case care ar înlocui, practic, ar putea înlocui unii dintre angajați, ar duce chiar la diminuarea numărului locurilor de muncă. Aș mai vrea să fac, dacă se poate, foarte pe scurt, o observație. Da, într-adevăr, cum s-a spus și în materialul făcut de dumneavoastră, aceste problematici legate de angajați și de lucruri în weekend au apărut în anii 60-70 și au pornit de la problematica ridicată de sindicate privind munca în weekend. De atunci, și oricum în România aceasta este legislație, așa cum se spunea, au dreptul la zile legate, au dreptul la bonusuri. Problema este alta, și anume că totuși, până la urmă, obiectul lor de activitate, deci magazinele nu sunt neapărat sau ele sunt în primul rând pentru consumatori, pentru cumpărători. Și atunci, cumva, trebuie să înțelegem că aceasta este prioritatea și n-am văzut încă un magazin care să stea deschis fără cumpărători. Cu alte cuvinte, fluxul cumpărăturilor ne arată foarte clar care este orarul optim pentru ei. Așa cum spuneați, mulți dintre ei poate sunt ocupați în timpul săptămânii, poate că avem și această situație că s-a vorbit despre timpul liber. La urma urmei, cumpărăturile nu sunt numai un act de necesitate, în sensul că ne e foame, trebuie repede să mergem să cumpărăm o pâine sau o sticlă cu apă. Cumpărăturile sunt mult mai mult decât atât. Putem să ne gândim și la zona aceasta de a explora anumite bunuri și mărfuri, mai ales în cazul produselor de valoare mare. Adică e clar, domnule Bădescu, din ce spuneți că marile magazine pe care le reprezentați nu ar fi de acord cu închiderea, fie ea măcar parțială, în weekend a magazinelor. Domnule Paraschiv, m-aș întoarce la dumneavoastră, pentru că am văzut și oamenii pe care noi am întrebat și care ne-au răspuns și pe Facebook, pentru că am lăsat această întrebare, nu prea văd cu ochi bun asta. Mulți spun, nu avem timp să mergem la cumpărături în timpul săptămânii. Suntem atât de ocupați încât nu avem timp. Ei ce să facă? Sau ce ar putea face în cazul acesta? Vreau să-l contrasalut pe domnul Bădescu cu ocazia asta. Nu aș privi problema chiar așa, pentru că, în primul rând, vreau să vă spun despre vânzările pe care am putea să le pierdem. Și noi considerăm că, și am vorbit cu specialiști în marketing, e posibil să se piardă doar ceva vânzări de produse de impuls. Noi știm că un client are două tipuri de cumpărături, cumpărăturile normale pe care le are pe listă și cumpărăturile de impuls. Deci e posibil să pierdem ciocolățica aia pe lângă care a trecut el, doar pentru sâmbătă după amiaza și duminică după amiaza. Mergând mai departe și vorbim despre nevoile cumpărătorilor și ale clienților, putem să remarcăm cu ușurință că toți cei care lucrăm într-un program de zi, uneori avem nevoia să mergem la primărie sau la electrica sau la gaze și nu putem decât dacă ne luăm o zi liberă din concediu. Asta înseamnă că poate n-ar trebui să extrapolăm să lucreze și primăriile duminica și sâmbăta și electrica și cei de la gaze și alte instituții ale statului unde avem nevoie. Sunt puțin diferite situațiile. Bun, aveți oarecum dreptate aici, dar întrebarea acum, pentru că s-a cam scurs timpul discuției,
Ce v-a spus premierul sau cum a rămas? Urmează să mai aveți o întâlnire? Urmează să veniți cu o propunere scrisă? Ce urmează acum, în perioada imediat următoare? Prima dată a fost discuția să revenim cu o propunere scrisă. Am făcut propunerea scrisă, a rămas să ne mai întâlnim o dată în cazul în care dumnealor au ceva nelămuriri la cele 8-9 solicitări ale noastre. Și dacă ne va solicita, ne vom întâlni din nou săptămâna asta sau cealaltă și se va lua o decizie. Care va fi, nu știm încă. Da, l-am auzit pe ministrul Agriculturii spunând că va face un fel de consultare populară, un studiu pentru a vedea concret, la nivel instituțional, ce spun românii înainte de a pune problema pe tapetul coaliției și apoi eventual în guvern. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Felician Paraschiv, reprezentantul micilor comercianți, domnul George Bădescu, reprezentantul marilor comercianți. Dezastru major în Statele Unite, un imens pod rutier lung de peste 2,5 km, aproape cât Bulevardul Unirii din București, s-a prăbușit în golful Baltimore după ce un cargo lung de 300 de metri s-a înfipt într-unul dintre pilonii centrali. Guvernatorul statului Maryland a declarat stare de urgență acolo. Operațiunile de căutare și salvare continuă de mai bine de 10 ore. În momentul impactului, pe pod era trafic redus de noapte, dar mașinile care rulau în acel moment pe pod au căzut în apă de la aproximativ 50 de metri înălțime. Până acum au fost scoși din apă 2 oameni, doar unul a murit la spital. Alți 7 sunt căutați în continuare. Investigatorii au folosit inclusiv sonare pentru a identifica mașinile aflate acum pe fundul golfului. Someone crashed into the Bay Bridge. There's cops everywhere. That shit is crazy, dude. It was gone. The whole bridge was just like, there was nothing there. We couldn't even see a ship. Like, we didn't see anything in the water. All we seen was the debris of the bridge and the support beams. We were also given information at that time that there were likely multiple people on the bridge at the time of the collapse, and that as a result, multiple people were in the water. Aceste incendiare au avut loc astăzi din nou la Bruxelles. 250 de tractoare și sute de fermieri au ocupat iarăși cartierul european, au vărsat munți de gunoi și grămezi de cartofi în plină stradă și au incendiat baloți de fân. Nu au lipsit nici ciocnirile cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Protestatarii denunță birocrația excesivă, prin care ei înțeleg măsurile de mediu sporite, importurile ieftine și practicile comerciale neloiale și acuză că acestea îi duc la faliment. Ziua protestului nu a fost aleasă întâmplător. Cei 27 de miniștri ai agriculturii din Uniunea Europeană sunt astăzi la Bruxelles pentru discuții despre criza din sector, care a provocat proteste violente în numeroase țări europene săptămâni la rând. C'est con.
Primarul fugar din Baia Mare, proaspăt adus în țară din Germania, dă acum statul român în judecată. Avocatul lui Cătălin Cherecheș anunță că el a depus deja o cerere la CEDO, acuzând că fostului primar i s-ar fi încălcat dreptul la un proces echitabil. Fostul edil a dat și prima declarație de la aducerea sa în țară, a vorbit prin videoconferință în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, le-a cerut magistraților să mute dosarul său la altă curte de apel din țară. Ședința de judecată a primarului fugar a durat doar 15 minute, iar Cătălin Cherecheș a participat prin videoconferință de la penitenciarul Rahova, acolo unde este închis, după ce a fost extradat din Germania. Deși se afla în spatele gratiilor, fostul edil s-a prezentat într-o ținută elegantă și era îngrijit. El a declarat că este condamnat definitiv și acesta este motivul pentru care nu vrea să grăbească soluționarea cazului. Cere însă o altă instanță de judecată care să judece calea extraordinară de atac. A susținut că vrea judecători compatibili, așa cum nu cred că sunt cei de la Cluj. Avocatul lui Cherecheș susține că a fost înregistrată cererea prin care fostul edil dă în judecată statul român la CEDO. Este vorba despre sentința de 5 ani de închisoare pentru fapte de corupție, care susține că este o condamnare inechitabilă. E greu să te judeci la o instanță unde exact colegii doamnei judecător cu care se întâlnește zi de zi, cu care intră zi de zi în complete de judecată, să decide exact dacă colega lor s-a aflat într-o situație de incompatibilitate sau nu. Credem că pentru respectarea dreptului la un proces echitabil ar fi potrivit ca o altă instanță și nu Curtea de Apel Cluj să se pronunțe asupra contestației în anulare cu acest caz de incompatibilitate. Cătălin Cherecheș a fost adus în țară săptămâna trecută după ce a fugit din România în luna noiembrie, în timp ce era condamnat într-un dosar de corupție. Va rămâne la penitenciarul Rahova până la finalul perioadei de carantină de 21 de zile, după care va fi mutat la penitenciarul Aiud. Mai mici? Mai mici! Și mai mici! La Mega ai prețuri bune! Roșii cherry la 4,99 lei de bani prin Card Connect și mușchi matache măcelaru cu 50% discount la al doilea produs. Bun la preț! Mega Image. Bun pentru noi toți! Brothers on the slide. What you gonna hide? Wrecking your folks' name.